Mulțumim lui Dumnezeu pentru cei 60 de copii și tineri care au participat la ora de rugăciune și îndemnăm părinții să nu neglijeze această oră importantă pentru viața copiilor lor, timpul când vin împreună și stau înaintea Domnului. Reamintesc celor care sunt angajați în memorarea Scripturilor, după masă vrem să verificăm versetele 1 la 9 din 1 Petru, capitolul 1. Cum aș vrea să ne îndreptăm atenția spre Cuvântul lui Dumnezeu, deschidem la 1 Ioan, capitolul 2, citim din nou versetele care au fost citite la ora de rugăciune cu care am început închinarea în această dimineață. Versetele 15, 16, 17. 1 Ioan, capitolul 2, începem cu versetul 15. Citim și versetul 14 înainte ca să ne dea un context. V-am scris părinților fiindcă ați cunoscut pe cel ce este de la început. V-am scris tinerilor fiindcă sunteți tari și cuvântul lui Dumnezeu rămâne în voi și ați biruit pe cel rău. Nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el. Căci tot ce este în lume, pofta firii pământești, pofta ochilor și lăudăroșia vieții, nu este de la Tatăl, ci din lume. Și lumea și pofta ei trece, dar cine face voia lui Dumnezeu rămâne în veac. Amin. Titlul predicii este Biruința creștinului asupra lumii și ea este partea ciclului început de noi cu câteva luni în urmă intitulat Creștinul duhovnicesc. Cred că în punctul acesta fiecare dintre noi avem dorința aprinsă să fim creștini duhovnicești. Creștinul duhovnicesc este un creștin biruitor. Am arătat că există trei agenți ai răului în lume și noi avem de luptat cu toți acești trei agenți. Care sunt aceștia? În primul rând este eul nostru sau firea noastră păcătoasă, apoi este lumea și în al treilea rând este satana. Data trecută am vorbit despre biruința credinciosului asupra eului și am arătat că eul nostru este natura stricată ce avem fiecare din noi, care am moștenit-o la Adam. Eul nu poate deveni bun nici spiritual. Firea noastră pământească nu va dori niciodată lucrurile Duhului. Ea rămâne permanent dușman al sfințeniei. Sunt două lucruri ce le poate face cel mântuit pentru a obține victoria asupra eului. În primul rând trebuie să credem că eul nostru a fost răstignit împreună cu Hristos. Este o problemă de credință. În al doilea rând trebuie să cedăm terenul vieții noastre Duhului Sfânt, o problemă de supunere. Și cuvântul spune că Duhul are dorințe care sunt potrivnice dorințelor firii. De exemplu, firea pământească nu dorește cuvântul lui Dumnezeu. Duhul Sfânt însă are dorința să petrecem timp cu cuvântul lui Dumnezeu. Natura noastră nouă are permanent nevoie de hrana oferită de cuvântul Domnului. Când viața noastră este sub autoritatea Duhului, El va întreține în noi interesul pentru cuvântul lui Dumnezeu și va întări natura noastră spirituală. Astfel că natura veche va fi înfrântă. Dragii mei, nu avem dreptul să așteptăm victoria asupra firii pământești dacă pe aceasta o hrănim din belșug și pe cea nouă o neglijăm. Toți cei care neglijează cuvântul lui Dumnezeu, de fapt, își întăresc firea pământească. Suntem îndemnați de cuvântul lui Dumnezeu să nu purtăm grijă de firea pământească, să nu-i trezim poftele. Știm că cuvântul lui Dumnezeu este hrana pentru natura noastră nouă. Care e hrana pentru natura veche? Sunt producțiile păcătoase ale lumii, destinate să atâțe simțurile și să le direcționeze spre păcat. Artele, de exemplu, toate sunt un canal prin care lumea varsă în oameni murdăria păcatului. Ori de câte ori privirea noastră sau urechea noastră ajunge într-un punct în care suntem ispitiți, Duhul Sfânt ne atenționează să nu rămânem acolo, ci să ne detașăm imediat de ispită. Creștinul duhovnicesc nu va petrece timp cu producțiile păcătoase ale lumii, ci va petrece timp cu Domnul în cuvânt. Bine, ce facem când apar manifestări ale firii pământești? Cuvântul ne îndeamnă să le suprimăm imediat. Evrei 12:14 spune: luați seama ca nimeni să nu se abate de la harul Dumnezeu, ca nu cumva să dea lăstar vreo rădăcină de amărăciune care să vă aducă tulburare și mulți să fie întinați de ea. Știți ce se întâmplă într-un pom care a altoit? Pomul sălbatic nu poate produce roadă bună, de aceea trebuie tăiat și în el, în tulpina aceea, trebuie pus un altoi nobil. Altoiul nobil se va dezvolta, va da crengi, flori și va produce roadă nobilă. Dar dacă tulpina
dedesubt altoiului de lăstar. Ce face un grădinar care are grijă? Îi taie imediat. Dar ce se întâmplă dacă nu îi tai? Cresc puternic și poți să năbușe coroana nobilă care aduce roadă. Lucrul ăsta se poate întâmpla în viața oricărui credincios. Lasă manifestările firii să se manifeste în libertate, nu le suprime imediat și lucrul acesta duce la suprimarea roadei Duhului în viața noastră, roada aceea minunată. Vedeți, unii credincioși, în loc să recunoască apariția unor astfel de lăstari ai firii vechi și să-i elimine imediat, de fapt le justifică prezența și lasă ca acești lăstari să se întărească și să năbușe roada nobilă. Vreau să vă întreb, ați văzut credincioși care justifică mâniile? Da, există credincioși care justifică mâniile. Dar ce e mânia? E roada Duhului sau e manifestarea firii? Manifestarea firii. Ați văzut credincioși care justifică certurile pe care le-au cu alții? Da, dar certurile sunt manifestări ale firii. Ați văzut credincioși care justifică amărăciunea împotriva altora și refuză să ierte pe cineva care le-a greșit? Ce amărăciune asta? Roada Duhului sau manifestarea firii? Manifestarea firii. Știți ce fac oamenii care justifică manifestarea firii? Își hrănesc firea veche care se întărește și elimină din viața lor roada Duhului. Sfatul Apostolului Pavel, care vorbește despre manifestările firii pământești în contextul roadei Duhului, este acesta. Zic, dar umblați, cărmuiți de Duhul și astfel nu împliniți poftele firii pământești. Acum aș vrea să ne îndreptăm atenția asupra celui de-al doilea dușman al nostru, lumea. Vedeți? Atacul firii pământești asupra celui credincios se dă la nivelul dorințelor sau simțămintelor. Simțurile noastre sunt incitate de firea pământească și dacă îi dăm spațiu, poftele se aprind și ne consumă. Atacul lumii asupra celui credincios se dă însă la nivelul minții, la nivelul psihicului. Lumea este un mediu în care trăim și ne mișcăm și trebuie să fim atenți cum definim conceptul acesta de lume. De exemplu, mă întorc la firea pământească. Nu putem identifica firea pământească cu trupul omului. Ce greșeli mari fac oamenii care spun că trupul nostru e firea pământească. Și tot ce dorește trupul e a firii și trebuie să suprimăm. Nu putem să identifice firea pământească cu trupul. Trupul este un lucru nobil, creat de Dumnezeu, care va fi răscumpărat într-o zi și trupul nostru poate trăi în sfințenie. Firea pământească este însă acea natură care e cu noi de la naștere până la moarte, care ne împinge tot timpul la păcat. La fel, nu putem identifica lumea, conceptul biblic ăsta negativ, cu societatea. Pentru a înțelege conflictul nostru cu lumea și pentru a fi capabil să obținem victoria asupra lumii, e nevoie să definim conceptul de lume, așa cum îi defini de Scriptură. Bine, ce este lumea? Realitatea asta opusă celui credincios. Nu e greu să observăm că cuvântul lume are înțelesuri multiple și acest lucru ne face capabil să discernem aparentele contradicții care apar în textul biblic, dacă nu se face această distinție între mai multe înțelesuri ale cuvântului lume. De exemplu, am citit în textul nostru îndemnul Apostolului Ioan, nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Ce avertizare! De ce să nu iubim lumea? Pentru că lumea este un lucru rău, dăunător. Bine, dar Ioan 3:16, atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul său fiu să moară pentru noi. Dumnezeu ne spune să nu iubim lumea și în Ioan 3:16 spune că Dumnezeu a iubit atât de mult lumea. Sunt două concepte aici. Într-un text ni se spune să nu iubim lumea, deoarece iubirea lumii este păcat, pentru că lumea de care e vorba acolo este rea, stricată. Și în alt text ni se spune că Dumnezeu iubește lumea, pentru că acolo lumea are un înțeles diferit. În versetul atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, înțelesul este populația pământului, oamenii. Atât de mult a iubit Dumnezeu pe oameni. Când se spune să nu iubim lumea, în acest verset, lumea înseamnă sistemul păcătos al societății umane care este sub controlul satanei. Lumea, ca dușman al credinciosului, este acel cosmos care e controlat total de satana și prin care acesta își promovează autoritatea, interesele, obiectivele. De aceea, Scriptura spune că lumea zace în cel rău, este total dominată, controlată de cel rău. Lumea este o realitate căzută, a experimentat o cădere.
Lumea este de aceea o realitate decăzută și dominată de Satana. Să înțelegem câteva lucruri despre lume, sistemul acesta care e sub controlul Satanei. Lumea este un sistem bine organizat și structurat. Grecii foloseau cuvântul cosmos pentru a descrie ordinea lumii. Și cosmos este un concept opus dezordinii. Pentru dezordine aveau conceptul haos. Cosmos, în sensul de lume fizică, este foarte bine organizat și structurat. Lumea, conceptul rău de care vorbește Scriptura, ca univers, zace în cel rău, dar este și ea foarte bine organizată și structurată. În spatele acestei ordini stă înțelepciunea Satanei. Știți că dintre toți îngerii Satana, Lucifer a fost cel mai inteligent. În spatele acestei ordine a lumii stă autoritatea Satanei. El este stăpânitorul lumii acestea. De trei ori Domnul Iisus descrie pe Satana în felul acesta, că e stăpânitorul lumii. În spatele acestei ordini stă o anumită estetică. Știți că cuvântul cosmos înseamnă nu doar ordine, ci și frumusețe. În acest cuvânt provine termenul cosmetică, înfrumusețare. Cosmetica, arta înfrumusețării. Satana știe să pună estetică și atracție în lume pe care el o domină. Ce atrăgătoare este lumea pentru unii oameni. Când a perindat prin fața Domnului Iisus împărățiile lumii, Satana a perindat frumusețea, strălucirea lumii. Lumea are o strălucire impresionantă, are o spoială care atrage atenția și încântă pe neștiutori, cei nemântuiți. Cât și cei mântuiți, dar lumești, sunt impresionați de această strălucire a lumii. În spatele acestei ordini stă intenția Satanei de a influența pe oameni în sensul în care el dorește, sens negativ, păcătos, destructiv. Ce bine știe Satana să folosească acest sistem al lumii pentru a-și atinge obiectivele. Satana pregătește mișcările sale în lume și le pregătește cu minuțiozitate și discreție cu mult timp înainte să le arunce în societate și a le implementa. Iar când le lansează, Satana e capabil să obțină prin ele rezultate impresionante și distrugeri masive. Să luăm, de exemplu, mișcarea comunistă. Știți că, la un moment dat, jumătate din populația lumii a ajuns sub sistemul comunist. Satana a pregătit această mișcare începând din secolul XVIII. Atunci a aruncat sămânța din care a ieșit raționalismul, rațiunea umană deasupra Scripturii, mai importantă decât revelația. Atunci a apărut ateismul, că dacă rațiunea e mai importantă decât Scriptura, atunci prin rațiune mă ajunge implicit la ateism. Apoi a apărut socialismul, credința că omul poate el să creeze o societate ideală. Atunci a apărut și evoluționismul după aceea, care explică originea lumii și funcționarea lumii fără Dumnezeu. Și apoi a apărut marxismul și în final a apărut comunismul. Ce logic pare comunismul sau marxismul? Este un sistem așa de bine pus la punct încât este acceptat fără rezerve de cei mai mulți intelectuali ai societății umane. Cine a promovat acest sistem? Satana, din umbră. Acest sistem al lumii ce zace în cel rău ne cere tuturor adeziune, dragoste, loialitate și conformare. Ce au cerut comuniștii? Conformare. Ce cer politicienii la ora actuală? Conformare. Lumea vrea să ne asimileze. Joia seara este studiată cartea profetului Daniel. Și primul lucru care învățăm despre Daniel și prietenii săi că au ajuns într-o societate care a vrut ce să facă cu ei. Să-i asimileze, să-i conformeze. Și apoi, capitolul 11, care a fost studiat joia trecută, s-a vorbit despre faptul că a venit un personaj odios în istoria timpului de secolul 2 înainte de Hristos, care a vrut să-i asimileze pe evrei ca și popor, să șteargă toată deosebirea dintre ei și societatea elenistă. Lumea care vrea să ne asimileze, să șteargă diferențele dintre noi și acest sistem care zace în cel rău și să ne facă să ne conformăm. Este un sistem plin de păcat. Lumea zace în cel rău, lumea e caracterizată de răutate, este caracterizată de stricăciune. 2 Petru 1 cu 4 vorbește despre dezideratul ca noi cei mântuiți să fugim de stricăciunea care este în lume. Ce e în lume? Stricăciune. 2 Petru 2 cu 20 vorbește de întinăciunile lumii. Ce e în lume? Întinăciune. Lumea este un sistem plin de păcat, un sistem plin de nelegire și de stricăciune. 1 2 cu 13 vorbește despre poftele lumești, pofte care pângăresc pe oameni. Lumea este un sistem care e folosit de cel rău ca acesta să promoveze pofta firii pământești,
satisfacția dorințelor păcătoase, pofta ochilor, dorința de a avea, de a acapara, de a dobândi, de a acumula și lăudăroșia vieții, mândria, fala, dorința după slavă. Sunt cele trei tipuri de ispită pe care Satana le folosește în lume ca să ruineze viața oamenilor. Pofta firii pământești, pofta ochilor și lăudăroșia vieții. Și acum, cum acționează lumea asupra oamenilor în general și asupra credincioșilor în particular? Cuvântul lui Dumnezeu ne face conștienți că există un chip al veacului sau al lumii. Romani 12:2, nu? Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, spune apostolul în versetul 2 din capitolul ăsta memorabil, Romani 12. Chipul lumii menționat acolo și ne arată cum acționează acest chip al veacului. Să nu vă conformați chipului veacului, și sensul acolo este că chipul veacului are așa un tipar, o formă în care vrea să ne pună și pe noi și să ne facă să ne conformăm acestui tipar, acestui chip. Lumea are exercit asupra tuturor oamenilor o forță coercitivă de modelare, de asimilare. Și asimilarea asta este în acord cu chipul ei sau chipul veacului. Lumea vrea să ne modeleze trăirea și existența după tiparul sau șablonul ei. Și această influență a lumii acționează în mod principal la nivelul minții. Și cum să fim atenți? Apostolul Pavel spune că lumea are un sistem explicativ al începuturilor. Coloseni 2:8 zice, nimeni să nu vă fure cu filozofia despre începuturi. Ce este această filozofie despre începuturi? Este filozofii lansate de Satana pe piață care pretind că explică începuturile lumii. În antichitate, societatea avea mituri explicative ale originilor Pământului, cosmosului și așa mai departe. Grecii au avut miturile lor, babilonienii miturile lor, egiptenii miturile lor. Ce au în comun aceste mituri? Sunt teorii explicative din care lasă afară pe Dumnezeu. Nici grecii, nici fenicienii, nici babilonienii, nici egiptenii n-au spus există un Dumnezeu unic care a creat cerul și Pământul. Au avut teoria lor explicativă despre originea Pământului și a cosmosului. Nouă ni se par stupide, așa e la ora actuală, aceste mituri în care credeau și grecii și romanii și alte popoare antichității. Dar pentru ei erau explicații ale originilor, ale începutului lumii. Acum, nu numai anticii au avut mituri explicative, ci și cei din societatea modernă au mituri explicative. Mitul omului contemporan, știți care este? Evoluția. Ăsta e mitul cu care lucrează lumea contemporană și explică originile lumii. Nu e nevoie de Dumnezeu. Adoptând acest mit al evoluției, lumea declară că n-are nevoie de Biblie, de revelația divină. N-are nevoie de Dumnezeu biblic pentru a explica lumea, originele, mersul și finalitatea. Marxismul, de exemplu, a pus foarte bine la punct acest sistem de explicație a lumii. Materia există din totdeauna. Materia e veșnică, materia eternă. Materia evoluează în mișcare permanentă. Materia creează viață și apoi prin evoluție o duce la forme tot mai evoluate și omul este forma ultimă a evoluției. Societatea, ni se spune de către marxism, are legi după care funcționează. Și marxismul a înțeles aceste legi, le mânuiește spre binele maselor populare și de aceea este în stare să creeze o societate ideală a egalității, a prosperității, a păcii și toate acestea fără Dumnezeu. Nu asta teoria la modă în vremea noastră, în societatea noastră? Iată cum lumea are sistemul ei explicativ al originilor, al funcționării cosmosului și al funcționării societății. Ce mulți indivizi cred absurditățile acestui sistem filozofic creat de lume. Pentru toți aceștia, sistemul lumii este foarte rațional și convingător. Lumea are un sistem explicativ al începuturilor. Lumea apoi pune omul în centru atenției, excluzând pe Dumnezeu din acel loc central. Se vorbește de secularism în vremea noastră, de societate seculară. Secularismul nu este altceva decât sistemul lumii care l-a împins să apară pe Dumnezeu. Secularism este filozofia care spune că în funcționarea optimă a societății, Dumnezeu trebuie lăsat afară. În politica Statelor Unite ați auzit că se invocă mereu ideea separării statului de biserică. Nu avem nevoie de credință în spațiu public. Iată lumea funcționând politic, excluzându-l pe Dumnezeu. Secularismul e în plan politic ceea ce este materialismul pe plan individual. Materialismul este filozofia care spune nu atât că ceea ce vedem este materie. Asta a caracterizat materialismul dialectic al lui Marx.
Materialismul spune că materia este în stare să satisfacă dorințele noastre, dorințe după împlinire, după sens, după fericire. De aceea, lucrul cel mai bun este să ne umple mâinile de multele lucruri care ne se oferă și să ne facem viața frumoasă prin mulțimea lucrurilor pe care le putem procura. Este materialismul. Și asta este ideea promovată peste tot de sistemul lumii. Materialismul a cucerit și pe creștinii contemporani. Sunt tot mai mulți adepți a Evangheliei prosperității, nu? Și trăiesc pentru materie. Și cred că Dumnezeu este un fel de individ care trebuie să le satisfacă toate mofturile lor și să le ofere tot ceea ce ei cer pe tavă. Au cumpărat ideea falsă că Dumnezeu vrea să ne facă pe toți sănătoși și bogați. Biblia ne spune că bogățiile sunt un mijloc prin care lumea înșală pe cei care au fost expuși cuvântului Dumnezeu. În predica cu semănătorul, Domnul Iisus spune că sămânța aceea a început să crească și apoi a fost dintr-o dată înăbușită de spini și pălămidă, care reprezintă bogățiile și înșelăciunile lumii. Înșelăciunea bogățiilor. Altă trăsătură a lumii și a chipului ei. Sistemul lumii pune accentul pe distracție. Lumea promovează distracțiile ca mod de viață. Distracția, prin definiție, este ceea ce atrage atenția la ceea ce e important și o canalizează spre ceea ce este fără importanță. Distracțiile lumii atrag atenția de la Dumnezeu, de la suflet, de la viața veșnică, de la împărăția lui Dumnezeu. Și o direcționează spre ce? Spre lucrurile trecătoare, lucrurile de o clipă. Plăcerile și distracțiile sunt o modalitate prin care lumea ține în pierzare pe omul nemântuit sau deformează sufletul copiilor lui Dumnezeu, care nu sunt atenți. Sufletul nostru tânjește după Dumnezeu și golul sufletului nostru poate fi umplut doar de Dumnezeu. Dar lumea are un sedativ, are un tranquilizant pentru conștiință. Distracțiile sunt sedativul folosit de lume pentru a adormi conștiința oamenilor și pentru a umple cu ceva viața celor care se lasă modelați în gândirea lor de sistemul secular. Lumea oferă distracții. Distracții sexuale, distracții sportive, distracții muzicale, distracții meselor, întâlnirilor de ochiate. 1 Petru, capitolul 4, vorbește despre credincioși care s-au desprins de acest sistem al lumii și nu le mai caută. Zice, ajunge în adevăr că în trecut ați făcut voia neamurilor și ați trăit în desfrânări, pofte, beții, ospețe, chefuri, slujiri idolești neîngăduite. Astea sunt lucrurile care lumea le oferă, distracții, și pe care și unii credincioși le caută. Trebuie să aud că unii iubesc băuturile și amestecă băuturile și cu astea își preocupă sufletul în loc să citească cuvântul Dumnezeu să crească în asemănarea Domnului Iisus Hristos. Mă vreau să fac o precizare, ci o diferență mare între distracție, care are sens păcătos, și relaxare, care are sens pozitiv. Să nu le confundăm. Fiecare individ are nevoie de relaxare, are nevoie de joc și de destindere. Altfel nu putem funcționa normal din punct de vedere fizic, psihic, spiritual. A fi spiritual nu înseamnă a refuza relaxarea, ci înseamnă a recunoaște rolul și locul potrivit. Spiritualitatea nu este opusă manifestărilor, ci oferă destindere și veselie. Distracția însă este acea manifestare ce estompează nevoile sufletului și îl amorțesc și îl fac să se orienteze spre ceea ce schilodește spiritual. Cu ani în urmă, fratele Larry mi-a recomandat o carte intitulată Amusing Ourselves to Death, practicând amuzamentul până devine mortal. Asta e societatea în care trăim. Lumea în care trăim de totul pentru distracție. Știți că cea mai înfloritoare industrie este cea a distracțiilor? Oamenii cheltuiesc enorm pentru distracții care le schilodesc sufletul. Îi fac să uite de sufletul lor și de Dumnezeu. Este tristă observația că și cei credincioși se lasă modelați de chipul viacului și cheltuiesc enorm pentru distracții. Sunt credincioși care nu donează pentru biserică, pentru lucrarea lui Dumnezeu, atâta cât cheltuiesc pentru distracțiile care îi împing tot mai mult într-o stare de adormire spirituală. Iată de ce lumea este în conflict cu cel credincios. Atacurile lumii contra vieții noastre spirituale nu mai sunt sesizate ca atare. Atacurile lumii sunt văzute ca oferte atrăgătoare. Tendința lumii este să facă pe cel credincios să trăiască după modelul ei, alergând după lucrurile ei și după distracțiile ei. Și bine, cum câștigă cel credincios biruința asupra lumii? O concepție greșită este că cel credincios trebuie să se izoleze fizic de lume și de societate. Așa a apărut ascetismul. Și ascetismul este concepția că cea mai bună metodă de a cultiva viața spirituală este să ne izolăm de societatea rea, stricată, deformatoare. Ascetismul nu este însă biruința asupra lumii. Lumea este cu noi, poate fi cu noi și în secluziune. Știți că în Vechiul Testament Dumnezeu a scos pe evrei din Egipt, dar cineva a spus, ei n-au permis ca Dumnezeu să scoată Egiptul din ei.
Cu toate că i-a scos fizic din Egipt, ei n-au mai fost în Egipt, Egiptul a rămas tot în ei. Tot lucrurile acelea din Egipt le-au visat, nu? Și acum, lumea este o realitate care ne asaltează, indiferent cât de mult ne izolăm de societate. Lumea poate fi cu noi în secluziune. Și lumea poate fi o realitate departe de noi, chiar atunci când suntem în mijlocul ei, dacă suntem oameni spirituali. Domnul Iisus nu s-a rugat să fim scoși din lume, ci s-a rugat să fim păziți de lume. V-a dus aminte de călătoria creștinului. S-a spus la început, intră pe poarta strâmtă, asta e calea îngustă care te duce până la cetatea cerească. Creștinul s-a angajat pe această cale strâmtă și la un moment dat a ajuns în târgul deșertăciunilor. Păi de ce a ajuns acolo? De ce nu drumul ăsta, spre cetatea aceea, de ce n-a ocolit târgul deșertăciunilor? Pentru că pe calea asta spre cer există și târgul deșertăciunilor. Noi trăim într-o societate, suntem asaltați tot timpul de această societate. Ce a făcut creștinul când a ajuns în târgul deșertăciunilor? Păi acolo erau lucruri fenomenale, nu? Îți lua ochii. Strălucire fenomenală. Ce a făcut creștinul? S-a rugat. Cum s-a rugat? Psalmul 119. Abatem ochii de la lucrurile deșarte. Ceea ce lumea oferă sunt lucruri deșarte. Și mi-aduc aminte, când eram tânăr, tatăl meu m-a învățat să mă rog și eu lucrul acesta. A spus, uite peste toată lumea asta, uite peste plăcerile ei, mi-a spus, înțelege că sunt lucruri deșarte, roagă-te așa cum ne învață cuvântul, abatem ochii de la lucrurile deșarte. Cum biruim lumea? Nu prin izolare. Domnul Iisus a declarat că El a biruit lumea și avem și noi posibilitatea să biruim lumea. Și cuvântul ne spune că ceea ce câștigă biruința asupra lumii este credința noastră. Credința produsă noi de Duhul lui Dumnezeu ne-a deschis ochii să pricepem realitățile în care trăim. Prin credință pricepem tot ceea ce este important despre lume. Ce pricepem? Pricepem că lumea a fost creată de Dumnezeu. Prin credință pricepem acest lucru. Prin credință înțelegem că lumea este într-o stare decăzută și zace în cel rău. Prin credință pricepem începuturile lumii, cursul lumii și finalul lumii în care trăim. Care e începutul lumii? Creată de Dumnezeu. Care e cursul lumii? Din rău în mai rău, din păcat în păcat. Care e finalul lumii? Lumea va fi distrusă. Doar cei care nu sunt parte a lumii vor fi racolați în noua creație și vor intra în împărăția lui Dumnezeu. Prin credință în jertfa Domnului Iisus Hristos, însă lumea trebuie să fie răstignită față de mine și eu să fiu răstignit față de lume. Galateni 6:14. Dublă răstignire, așa-i? Dacă cred că lumea asta e creată de Dumnezeu, că zace în cel rău, că merge spre pierzare și că Domnul Iisus a murit pentru mine și păcatele mele și m-a făcut o făptură nouă, vreau să fiu răstignit față de lume și lumea să fie răstignită față de mine. Credința aceasta trebuie să ne însuflețească în fiecare zi. 2 Petru, capitolul 13, deci pentru că știți că toate lucrurile acestea o să se strice. Care e întrebarea lui? Ce fel de oameni ar trebui să fiți voi printr-o trăire curată, frumoasă, minunată, așteptând și grăbind venirea Domnului? Credința ne aduce în fața adevărul cu privire la lume. Lumea și pofta ei trece. Lumea de acum nu poate oferi satisfacție și împlinire. De aceea cuvântul avertizează, nu iubiți lumea nici lucrurile din lume. Și acum, o observație, și pentru fiecare lucru din lume ce Biblia identifică a fi rău și dăunător, de aceea ne cere să renunțăm la el. Pentru fiecare astfel de lucru, cuvântul Dumnezeu ne oferă ceva pozitiv, ceva bun, ceva vrednic de primit și urmărit. Când Scriptura zice, nu iubiți lumea, nu ne lasă cu această poruncă negativă, ci ne oferă ceva în schimb. În locul lumii Dumnezeu ne-a dat biserica. În locul lumii Dumnezeu ne-a dat biserica. Știți că Domnul Iisus iubește biserica? Și acum cine iubește biserica nu poate să iubească lumea. Asta e alternativa. Dacă e în biserica Domnului, lumea nu mai are efectul ei deformator asupra noastră. Lumea poate fi biruită dacă facem din biserica Domnului mediul nostru de viețuire. Credincioșii care locuiesc în casa Domnului aceea biruiesc lumea. Unii credincioși nu-și dau seama cât de importantă este biserica Domnului pentru ei, pentru viața lor, pentru obținerea victoriei asupra lumii, dar să pun o întrebare. Ce șanse are un om să biruie firea veche dacă n-are fire nouă? Nici o șansă! Ce șansă are un credincios să biruie lumea dacă nu se prevalează de biserică, de societatea nouă a lui Dumnezeu? Păi nicio șansă. Domnul a creat biserica pentru a fi o alternativă la lumea stricată și perversă. Biserica Domnului este destinată să devină fără pată și fără zvârcitură. Stai mediul în care ne vrea Dumnezeu. Biserica care nu se conformează lumii, aceea este biserica ce poate ajuta pe cei credincioși să biruiască lumea. Vedeți, lumea este așa de insidioasă că s-a instalat în multe biserici și în realitate
mai este nicio deosebire între unele biserici și lume. Biserica adevărată a Domnului trăiește în separare de lume și de aceea poate asista pe credincioși în lupta cu lumea. Spuneți-mi, dacă există vreo deosebire între lume și unele biserici? În lume sunt săli de dans, cu lumini, cu fum, cu semi-obscuritate, cu cântece de petrecere, cu chiote și țopăituri. Sunt și biserici care lucrează astea. Exact la fel ca lumea. Exact. Cum pot credincioșii care stau în astfel de biserici să biruie lumea dacă ei sunt parte a lumii care e în biserică și se bucură de manifestările astea lumii păcătoase? Nu iubiți lumea. Când Scriptura zice nu iubiți lumea, nu ne lasă cu această poruncă negativă, ci ne oferă ceva în schimb. Ne oferă biserica Domnului, să iubim biserica și mai mult să iubim venirea Domnului. Numai iubirea pentru venirea Domnului poate întrece iubirea de lume. Iubirea de lume este așa de bine înfiptă în firea noastră păcătoasă că doar puterea mare a iubirii Domnului și a iubirii venirii Lui ne poate desface din brațele ucigătoare ale lumii. Pavel spune despre Dima, un colaborator al său, că din dragoste pentru lumea de acum a părăsit împărăția lui Dumnezeu, a plecat dintre cei credincioși. Ce l-a tentat lumea de acum, strălucirea ei? Și Pavel a trăit în lume și pe el au asaltat plăcerile, poftele și lucrurile lumii, dar el a iubit venirea Domnului și această iubire a fost mult mai puternică decât vraja lumii. Apostolul Pavel ne spune că Domnul Iisus a pregătit o cunună pentru toți cei ce iubesc venirea Lui. În concurență sunt două pasiuni, e iubirea pentru venirea Domnului și este iubirea de lume. Una din ele domină în fiecare credincios. E fie dragostea de lume care te domină, fie dragostea pentru venirea Domnului. Ori una, ori alta. Acum, care e pasiunea vieții tale? Vedeți, Scriptura declară lumea și pofta ei trece. Împărăția lui Dumnezeu rămâne eternă. Toată această strălucire a lumii este înșelătoare, este trecătoare, este nefericitoare. Toate lucrurile după care oamenii aleargă astăzi nu vor avea nicio valoare mâine când va veni Domnul Iisus Hristos, ci vor fi toate distruse. Focul le va arde. Pământul, că tot ce este pe el va arde, spune Apostolul Petru. Lumea este sub osânda lui Dumnezeu. Și acum avem această alternativă. Ori suntem biruitori asupra lumii, ori trăim biruiți de lume. Cei biruiți de lume au parte de soarta tristă a lumii. Cei ce biruiesc lumea vor primi cununa răsplătitoare, cununa de învingător. Prin Duhul Sfânt, orice credincios poate fi biruitor în fiecare zi asupra lumii. Să nu vă conformați chipului veacului acestea, ci să vă noiți prin noirea minții voastre. Înnoirea este posibilă prin asimilarea cuvântului Dumnezeu. De aceea orice credincios începe ziua cu cuvântul lui Dumnezeu și lasă ca mintea lui să fie modelată de acest cuvânt. Acum, mintea noastră e fie modelată de lume, fie modelată de cuvântul lui Dumnezeu. Fie stricată de lume, fie înnoită de cuvântul lui Dumnezeu. În loc să fie înfrânt de lume și distrus de poftele ei, credinciosul care se lasă asistat de Duhul lui Dumnezeu, plin de Duhul lui Dumnezeu, acesta va câștiga victoria și va primi cununa de învingător. Și îmi rog această victorie să fie a noastră a tuturor. Amin. Amin.